Cetățenii nu înțeleg că, și când și nu interesează ce facem noi în birouri, ce se întâmplă în cabinetul verilor, ce se întâmplă în cabinetul directorului de la ANTA, ce se întâmplă în ministerul, când și ei asta nu văd și ei nu înțeleg. Ei văd ce se întâmplă la gară, ei văd ce se întâmplă în rutier, ei văd ce se întâmplă în autobuz. Și dacă acolo față de dânșii este o atitudine necorespunzătoare, evident că asta e poziția lor față de ministerul și față de, de toți noi luați împreună. Eu nu vreau lucrul ăsta să se întâmple așa. Deci dați să lucrăm cu cei care lucrează direct cu clienții, cu cetățenii, dați să ne implicăm, dați să le asigurăm un nivel înalt de, de servire și noi cu toții trebuie să putem să asigurăm o atitudine corectă din partea angajaților. Altfel noi nu o să putem să, să obținem nimic. Noi aici putem să facem și regulamente, putem să venim și cu soluții și nu știu ce, atâta timp cât o să fie o atitudine necorespunzătoare față de cetățeni. În momentul în care el cumpără biletul, în momentul în care el e ghidat spre, spre autobuz, dacă nu o să fie o atitudine corespunzătoare, degeaba noi muncim și facem atâta. Deci toate lucrurile astea foarte sunt legate și sunt foarte importante.